Ion Barancean din raionul Leova este administratorul unei întreprinderi agricole care gestionează peste 600 de hectare de teren. Din cauza accesului limitat la piețele din capitală, legumele și fructele cultivate aici sunt vândute de regulă la prețurile dictate de intermediari. Am avea nevoie de o piață agricolă care să fie ansamblată cu frigidiere, cu astea, ca noi să putem să vedem cât de cât putem păstra această producție. Este piața centrală din Chișinău și acolo se adună toți, de exemplu, să zicem, nu producătorii, dar intermediarii aceștia care procură marfa de la țărani, de la producători. Acum 2 ani, ministrul agriculturii Vasile Bumacov le promitea producătorilor un centru agroalimentar. Piața urma să fie construită pe un teren de peste 20 de hectare de la periferia capitalei. Este și o hotărâre specială de guvern. Se prevedea în această hotărâre ca în 2010 încă se înceapă această construcție. După mine, pur și simplu, acele persoane cu funcții înalte sunt lipsite de suficientă responsabilitate. Ministrul Agriculturii spune că nu a uitat de promisiune, doar că nu o poate onora din cauza colegilor din Parlament, dar și a unor oameni de afaceri care au profituri de la piețele deja existente în capitală. Am terminat proiectarea, negociem sursele financiare pentru a începe anul viitor construcția. Noi oricum vom construi, nimeni nu o să ne oprească. Toți cei care protejează acest business primitiv în Chișinău nu vor reuși să ne blocheze. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, pentru construcția centrului agroalimentar este nevoie de peste 40 de milioane de euro.